și El să fie glorificat. Domnul este lumina mea și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul meu. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii mei și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tobărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui și sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu depărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea Ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa pe bunul plac al potrivnicelor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Amin.